Comisia Europeană continuă să ne amăgească cu povestea despre Schengen. Aceasta reafirmă din nou că România și Bulgaria sunt pregătite pentru aderarea deplină. Păcat însă că nu vrea și Austria. Comisia Europeană continuă să ne trimită mesaje de susținere privind aderarea deplină la spațiul Schengen, deși Austria spune în continuare nu. Comisia și-a reafirmat poziția conform căreia România și Bulgaria sunt pe deplin pregătite pentru aderarea deplină la spațiul Schengen. Recent, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene o citează pe președinta Ursula von der Leyen, care în marea sa generozitate și bunăvoință afirmă din nou la nivel teoretic desigur că Bulgaria și România și-au demonstrat capacitatea legală de gestionare a frontierelor, sunt pregătite și ar trebui să beneficieze integral de spațiul Schengen. Din păcate, dincolo de vorbăria lungă și fără rost, România este tot la periferia Europei, are acces în spațiul Schengen doar pe căile aeriană și navală, iar Austria ne ține tot la distanță. Pe de altă parte, în urmă cu 10 zile, Germania a introdus pentru o perioadă de 6 luni controle la toate frontierele sale terestre pentru a combate imigrația ilegală.